Salut și bine ați venit din nou pe canalul Consta. Am primit o grămadă de întrebări de-a lungul acestor 2 ani și un pic pe care am canalul meu despre cum să vin în Suedia, deși am făcut, cred că un videoclip sau două în care am povestit în mare atunci despre ce știam și cum puteai să vin în Suedia, ce acte ai nevoie și așa mai departe. Eu astăzi o să încerc să dau o explicație și să explic, bineînțeles, metodele prin care poți să vii aici, cum poți să vii aici, cum poți să închiriezi un apartament, ce ai nevoie și așa mai departe. Astăzi este Paștele, da? Și pentru că, bineînțeles, sunt singur, am decis să ies un pic la aer, am luat și camera cu mine. Am venit aici, am găsit locul ăsta pe internet, apa e foarte, foarte, foarte frumoasă, dar nu mă văd bine acolo, am încercat să filmez lângă lacul ăsta, sau cum să-l numesc, dar nu mă văd bine și o să încerc să țin camera, pentru că văd că aici mă văd destul de bine și o să încerc să țin camera în mână și să vă explic pașii. Păi, începutul, ții bilet și vin Suedia. Aici trebuie, bineînțeles, să... Nu poți să vin Suedia pur și simplu, da? Pentru că trebuie să ai pe cineva aici ca să te ajute. Sau dacă ai bani. Deci cum să faci rost de personal number, da? Insurance number-ul ca ăla din Anglia, aici e personal number. Aici nu e ca Anglia, nu aplici înainte să te angajezi pentru insurance number, pentru personal number. Trebuie să aplici după ce te angajezi. Din cauza asta este și foarte greu, pentru că angajatorii vor ca tu să ai deja personal number, ca ei să poată să facă actele mai ușor, să nu le fie lor greu, să poată să înregistreze în sistem. Bineînțeles, ca să poți să-ți faci personal number-ul, sunt câteva opțiuni. Cea mai simplă opțiune, dacă nu ești student, este să ai bani. Să arăți că poți să te întreții pe o perioadă de 6 luni, ceva de genul ăsta. Deci îți trebuie câteva mii de euro în cont. Bineînțeles că îți trebuie și o adresă. Adresa aia, chiar nu știu, nu pot să-ți spun cum să faci rost de ea, pentru că nu știu cum să faci rost de o adresă. Pur și simplu ai nevoie de o adresă unde să-ți vină scrisoarea. Poate să fie un prieten, poate să fie cineva, chiar dacă tu nu stai acolo. Și deci prima modalitate este prin a avea bani pe card. A demonstra că tu poți să te întreții pentru 6 luni, 5 luni, 7 luni și așa mai departe de unul singur. A doua modalitate este cu contract de muncă de la 6 luni în sus și cu o scrisoare de la angajator, precum că o să-ți dea de muncă în continuare. Asta chiar dacă el nu-ți dă de muncă în continuare, scrisoarea aia te va ajuta, pentru că le va da lor încrederea că tu ai de muncă. Și ei fiind, bineînțeles, încrezătorii între ei, ei înțeleg faptul că ei, angajatorii, o să-ți dea de muncă având scrisoarea la mână. Spre exemplu, George este un băiat cum se cade, noi o să îi dăm de muncă și după acest contract, bla 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 bla. Iar tu, în momentul respectiv, aplici pentru personal number, având o adresă undeva, la muncă, la oriunde poți să dai o adresă, și personal number-ul îți va veni acasă. Dacă ai noroc, bineînțeles, asta nu e 100%, niciodată nu e 100%. Pentru că poți să-ți mai ceară detalii. Cel mai bine ca să aplici pentru personal number este după câteva luni, după ce ai ajuns în Suedia și ai luat salariu câteva luni, 2-3 luni. După ce tu ai luat salariu, poți să te duci la Skatteverket, unde ai și aplici pentru personal number, și să le ceri un desfășurător, precum că tu ai plătit taxe. Ei îți dă niște hârtii, iar tu, când o să aplici pentru personal number, pui și hârtiile alea acolo, precum că tu ai plătit taxe, sau astea poți să le ceri și la angajator, de fapt. Și el o să-ți dea două hârtii cu care tu demonstrezi că ești plătitor de taxe și pentru că tu ai nevoie de personal number. Bineînțeles că tu poți să aplici și pentru Sumornings number, acela este doar un număr pentru plătitorii de taxe. Nu ai niciun drept, pur și simplu chiar nu ai niciun drept în țara respectivă, doar că ești plătitor de taxe. Și atâta tot. Pentru ăla nu-ți trebuie decât un contract de muncă, whatever contract de muncă, orice contract de muncă, nu contează, o adresă și atât. A treia modalitate este ca student. Vii ca student, te duci cu foile de la universitate sau unde ești tu, ce facultate faci și așa mai departe, și aplici pentru personal number și nu-ți trebuie nimic, pur și simplu nimic.
ei o să-ți dea personal number-ul și așa mai departe. Este cea mai simplă metodă. Ce acte ai nevoie, nu? Păi, buletinul nu o să te ajute niciodată aici. Aici nu poți să te legitimezi cu buletinul pentru că ei nu cred în buletin. Nu poți să-ți faci cont bancar cu buletinul, nu poți să-ți faci cont bancar cu ID-ul tău românesc, pentru că ei nu cred în ID-ul ăla, nu e bun, eu nu l-am folosit niciodată, am încercat să-l folosesc și nu se uită la așa ceva. Și îți trebuie pașaport, indiferent că e țară UE, și sfatul meu e oriunde ai pleca în țările din UE și afară, din UE 100% îți trebuie pașaport, dar nu e, cel mai bine e să-ți iei pașaportul cu tine, pentru că pașaportul este cel mai valid în zilele noastre, buletinul este doar în România valid, în restul țărilor nu are nicio treabă. Și ca să-ți faci cont în bancă și așa mai departe, să ne identifici, cel mai bun este pașaportul. Ca să închiriezi casă, ca să închiriezi casă în Suedia sau să-ți cumperi casă în Suedia, ai nevoie de personal number. Nu poți să închiriezi casă fără personal number. Cine spune că tu, ca persoană, poți să închiriezi o casă în Suedia fără personal number, minte. Poți să închiriezi, într-adevăr, dar astea sunt șmecherii făcute. Dacă vrei să stai pe șmecherii, stai pe șmecherii. Dacă vrei să stai legal, stai legal. Șmecherii înseamnă ce? Eu am un apartament cu 4 camere și închiriez fiecare cameră la români sau orice altă nație, da? Și nu-ți trebuie niciun personal number, dar nu ai nicio garanție că eu săptămâna viitoare pot să spun, îmi pare rău, tu trebuie să pleci de aici pentru că nu mai vreau să mai închiriez. Mă înțelegi? Asta înseamnă garanție. Păcând, în momentul în care tu ai semnat un contract cu o firmă care închiriază apartamente, e clar că nu o să te dea nimeni afară din apartamentul respectiv până în momentul în care tu vrei să pleci. Dacă vrei să aplici pentru casă, pentru să-ți cumperi casă, îți trebuie job permanent, contract permanent. Jobul care este foarte greu de luat. Sunt persoane care au noroc să le ia și în 6 luni de zile, sunt persoane care le ia și în 2 luni de zile, dar în momentul de față este foarte, foarte greu de luat. Eu nici acum nu am job permanent, lucrez la firma asta de un an de zile, adică în 4 zile o să fac un an de zile la firma asta și nu am job permanent. Sper să iau, să-mi dea job permanent. După ce ai job permanent, te duci cu ultimele 6 luni de salariu, ultimele 3 luni și banca o să-ți dea împrumut. În ce mod, în ce constă acest împrumut? Tu îți găsești o casă pe internet, nu contează că e privat, firmă și așa mai departe, îți găsești casa respectivă, casa aia costă 2 milioane de coroane, adică 200.000 de euro. Tu te duci la bancă și vezi, înainte să îți cumperi casă, să te uiți după casă, te trebuie să te duci la bancă și să întrebi, ei o să se uite la ce salariu ai tu în ultimele 6 luni, 3 luni și așa mai departe, contractul să fie permanent și o să spună, noi la salariul ăsta putem să-ți dăm 2 milioane de coroane, spre exemplu. Tu nu poți să-ți iei o casă care costă mai mult de 2 milioane de coroane. Iar tu trebuie să ai 15% din banii respectivi pe care să-i adaugi. Adică dacă casa este 2 milioane de euro, tu trebuie să, spre exemplu, să pui acolo 25.000 de euro, da? Cash. Adică tu trebuie să ai 25.000 de euro cash și așa îți iei casa. Adică casa respectivă, că e privat, că e firmă, te duci la bancă, vorbești, e licitație, bineînțeles, pentru toate casele din Suedia sunt licitații. Ai licitat, ai câștigat licitația, spre exemplu, te duci la bancă, pui aia 25.000 de euro care i-ai, banca îți mai dă 2 milioane și ai cumpărat casa respectivă. Cu personal number, nu îți trebuie niciun fel de act, pașaportul probabil, dar cu personal number ai rezolvat orice. Cum faci ca să ai acest personal number pe un act, da? Ei când îți dau personal number, îți trimite o hârtie și o să spun acolo. O să fie, spre exemplu, data ta de naștere e 1 ianuarie 1990. Personal number-ul tău o să fie 90 0101, liniuță și 4 cifre care ți le dă ei. Ei, ori îți schimbi ăsta, cum îi spune, permisul de conducere, dacă ai permis de conducere, ori îți faci buletin suedez, ceea ce eu nu mi-am făcut că mi-am schimbat permisul de conducere. Da, vă sfătuiesc să vă faceți și permisul să vi-l schimbați și să vă faceți buletin.
suedez. Și acolo o să fie imprimat acel număr pe care voi îl aveți și cu ăla puteți să vă identificați oriunde. Aici este semnătura digitală, ceea ce înseamnă, este o aplicație pe telefon, Bank ID. Eu vreau, dacă vreau să-mi cumpăr ceva online, ca să plătesc, mă duc pe site, am băgat lucrurile în coș și intru, plătesc, iar ca să autentific, să semnez plata, intru pe aplicația respectivă, mă pune să deschid aplicația respectivă, o deschid, bag un cod pe care eu l-am ales și am efectuat semnătura. Nu m-am mai semnat aici de câțiva ani de zile, eu mi-am și uitat semnătura, am și avut probleme din cauza asta în Kenya când am fost, pentru că nu mai puteam să-mi fac semnătura la fel și am semnat pe două acte diferit și nu au vrut să le accepte și așa mai departe. În fine, asta e altă problemă. Ce să vă mai spun, eu cred că astea sunt toate informațiile pe care aș putea să vi le ofer. Nu știu dacă mai este altceva, la fel este și cu copiii, la fel este și cu tot. Dacă voi aveți copii și veniți aici, automat dacă voi o să vă înscrieți și copiii o să fie înscriși, copiii o să aibă personal number. Personal number-ul este ca CNP-ul nostru, nu e nimic special, numai că ca membru UE, astea sunt regulile lor pentru aplicare. Din motivul ăsta este și foarte greu pentru persoanele care nu au pe nimeni aici să vină aici în Suedia să lucreze, pentru că ei foarte greu, ei găsești foarte greu și chirie și așa mai departe. Cam asta a fost, cred că am fost destul de clar acum cum poți să-ți iei personal number-ul și cum să aplici pentru casă, cum să aplici pentru personal number-ul ăsta. Este foarte ușor să te duci la Skatteverket acolo cu toate actele de care ai nevoie, contractul de muncă, pașaportul tău, buletinul, permisul de conducere și așa mai departe. Eu să fac copii după toate astea, contractul de muncă, bineînțeles, și adresa la care stai. Atâta tot. Cam asta este. Sper că m-am făcut înțeles de data asta. Dacă în caz că mai sunt întrebări, lăsați-le în comentarii și pot să mai fac videouri speciale pentru aceste întrebări. Dacă sunt importante pentru voi, o să răspund cât mai repede. Și cam asta e, Constantin vă lasă. Am ales eu asta frumoasă să vorbesc despre asta, pentru că și așa nu aveam ce să fac. Sunt liber, nu am pe ăla mic al meu astăzi, adică weekendul ăsta, și am zis ca să vă răspund la întrebările astea, pentru că au fost foarte, foarte multe întrebări, foarte multe persoane mi-au scris pe Instagram, pe Facebook, cum fac să ajung aici, cum se mute și așa mai departe. Cu asta v-am lăsat, vă urez un Paște fericit, sărbători fericite alături de cei dragi și stați în siguranță de pandemia asta. Vă las, pa! Tabi, tabi, tabi,